Sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie. Și astăzi vom vorbi despre cum poți să te autoevaluezi pentru a absorbi cursurile Institutului de Psihologie Codrin Țapu. Astfel, la fiecare videoclip în descriere ai link către cursul multimedia de psihologie, care la fiecare lecție are trimiteri prin link-uri la clipul cu lecția respectivă. De asemenea, poți găsi cartea despre spiritualitate la librăria Eminescu din București. Ai link-ul la fel în descriere la clipurile care conțin material din acea carte. E bine din când în când să mai facem un drum și pe la librărie. Nu? Este o plăcere să mergi prin librării și anticariate să vezi ce a mai apărut, nu doar să navighezi pe internet. Bineînțeles, acum aș vrea să vă spun câteva lucruri și despre mine, ca să știți cu cine faceți acest curs și ce puteți învăța de la persoana respectivă. Eu nu vreau să mă laud, dar am făcut două facultăți, un doctorat și mă ocup cu revoluționarea psihologie și a spiritualității, așa mai pe scurt spus. Sunt, cu alte cuvinte, o personalitate de mare impact al lumii contemporane. Bineînțeles, glumesc. De fapt, eu nici nu e nevoie să glumesc, că mi-a spus unii dintre voi că simpla mea apariție este o glumă, așa că nu are rost să mai și glumim pe tema aceasta. Deci să revenim la lucruri serioase. Aș vrea să vă spun că eu nu dau examen clasic cu studenții. N-am dat niciodată. Examenul trebuie să aibă o modalitate, trebuie să se desfășoare într-un mod plăcut, nu foarte obositor și captivant, interesant, să fie de fapt o plăcere, ca și învățatul de altfel. Și atunci ce vă propun? Să studiați singuri. Eu nu vă dau niciun test, nu vă pun nicio întrebare. Studiați fiecare curs, citiți lecția din cursul multimedia, din PDF-ul respectiv, vizualizați clipul aferent lecției, cursul, și apoi încercați să puneți pe hârtie ce ați reținut. Câteva idei principale. De exemplu, să zicem că ștergeți pe hârtie 10 idei principale de la o temă. Deci încercați întâi să învățați acele idei și apoi să le reproduceți prin scris. Și dacă reușiți să reproduceți toate cele 10 idei, vă dați nota 10. Dacă reproduceți corect doar 9 idei, nota 9. Dacă reproduceți 8, nota 8 și așa mai departe. Deci o modalitate de autoevaluare. Apoi, un alt exercițiu pe care vi-l propun este să vă imaginați că sunteți profesori, chiar diriginți la o clasă. Asta ca etapă secundă, avansată a autoevaluării. Deci după ce fiecare lecție, fiecare curs vi l-ați însușit în modalitatea aceasta și l-ați verificat prin punctajul respectiv, puteți să vedeți dacă ați reușit să vă însușiți o imagine de ansamblu a psihologiei, să faceți legături între teme, să înțelegeți interacțiunea dintre toate fenomenele psihicului uman. Și atunci faceți un exercițiu de tipul următor. V-am spus, vă imaginați că sunteți diriginte la o clasă și aveți un copil problemă, un elev problemă, un caz deosebit. Și vă dau un exemplu. Un băiat din clasa 7-a, părinții sunt în conflict, pe cale să divorțeze, mama este și bolnavă de altfel. Și bineînțeles că el are afectat activitatea școlară, nu mai poate învăța bine. Și atunci, sigur că dacă... Hola! Da, mă salută niște copii de aici, din cartier. Vreau să vă spun că acest elev
are rezultate proaste. Dumneavoastră să presupunem că predați psihologia, bineînțeles că puteți să predați orice altceva și are rezultate foarte proaste la materia pe care o predați. Și ce, să pun întrebarea, ce faceți cu el? Cum îl stimulați ca să aibă rezultate mai bune? Ce faceți? Păi, în primul rând, îl evaluați. Și evaluarea presupune analiza fiecărui proces psihic. Deci faceți o evaluare psihologică a acelui elev. Și atunci luați fiecare proces. Senzații, percepții, atenție, memorie, gândire, reprezentare, etc., afectivitate, motivație. Și vedeți cum stă din aceste puncte de vedere. Și apoi faceți relațiile între ele. Aveți schema respectivă de la cursul Arhitectura Psihicului Uman. Puteți vedea acolo relația dintre fenomenele psihice și vedeți în cazul concret a elevului respectiv care e situația. Și după ce faceți această evaluare globală în care vedeți care sunt punctele lui slabe, dar care sunt și punctele tari, faceți un plan de recuperare, de ajutorare a lui astfel încât să depășească situația aceea dificilă de eșec la învățătură. De exemplu, să zicem, constatați că are dificultăți de motivație din cauza conflictului între părinți. Atunci puneți accentul pe interesul pe care îl are pentru o anumită altă materie. Poate că lui el nu este pasionat de psihologie, dar este pasionat de biologie. Îi place mai mult biologia și atunci vedeți care elemente din biologie pot face legătura cu psihologia. Da, faceți niște transferuri, niște asociații și propuneți un astfel de plan. Spuneți, nu are motivație foarte bună, dar are o memorie foarte bună și o înțelegere, o capacitate de gândire și de înțelegere bună. Și atunci compensați lipsa de memorie prin înțelegere. De asemenea, puteți să utilizați alte mijloace prin care el să-și dezvolte procesele care sunt mai puțin performante, să zicem așa. Vorbiți cu familia, vorbiți cu ceilalți profesori, cu diriginții și așa mai departe. Deci concluzia o trage singură. Evaluarea, cea mai bună formă de evaluare este autoevaluarea, dar o autoevaluare sinceră. Pentru că nu are rost să ne păcălim unii pe alții, să ne ascundem, să încercăm să păcălim profesorul, ceea ce se mai întâmplă prin sălile de curs, la examen. Cel mai bine te autoevaluezi sincer, nu ai niciun motiv să te păcălești, adică să-ți dai o notă mai mare decât meriți. Vrei să vezi clar în ce situație ești, unde stai și atunci eu cred și propun și presupun și sunt sigur de asta în urma unei experiențe de peste 20 de ani că această modalitate de evaluare este mai performantă decât alte modalități care sunt folosite în mod curent în România, cel puțin la ora actuală încă. Presupun că în viitor se va mai renunța la ele și odată cu trecerea la un învățământ predominant online și modalitățile de evoluare vor fi mai moderne și mai flexibile. Cam asta am vrut să vă spun astăzi și dacă vreți puteți să-mi trimiteți și prin comentarii rezultatele autoevaluării pe care ați făcut-o, prin comentarii publice sau chiar prin mesaje private, dacă nu vreți să afle și alte persoane despre rezultatele voastre. Și cine dorește poate să obțină și o diplomă din partea mea semnată de mine că ați absolvit cursurile Institutului de Psihologie Codrin Țapu. Deci, ce să mai zic? Cam asta este. Vă urez în continuare o zi plăcută și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de psihologie.